facem paste cu carne tocată. Da, pastele sunt fierte, o ceapă tocată. Tocată. Carnea este pregătită cu condimente. Așa. Călim ceapa. Și aici ce condimente ai băgat tu? Acolo am pus așa, piper, sare, un pic de cimbru, oregano, Condimente toate după gust. după gust. Și o lingură de... O lingură de bulion de ardei și o lingură de bulion de roșii. Amestecată bine. Va căli până se face un pic maronie. După care se va pune carnea care este mestecată cu legume, cu Condimente. condimente. Așa. Punem carnea care a fost cu condimente, așa. Imediat. Îți trebuie un caz, trebuie să un caz mereu. Ce Rezistă undeva la vreo oră și dacă în ora aia nu intră, trebuie să iarăși un caz și tot așa. Mă enervează de... O să încep să încerc să strâng niște bani sau când voi avea bani undeva până de sărbătoare de iarnă, vreau să iau una pe wifi, dar să fie ceva în jur de 2 milioane. Să o bag aici. Și Nu o să mai avem fie și așa. pe ăla Nu o să mai fie așa. care e pe centura și. Și cum a intrat, cum l-am luat. Mai ales în special când suntem plecați. Știi că suntem plecați, că tâmpita asta are geamul deschis exact aici lângă noi. Și aude și urmărește orice mișcare. Abia aștept să-i pun filmare în față. O lăsăm să călească. Și cărnița. Incorporăm carnea și mestecăm în ea. Să se călească. Stai așa. Am mai adăugat mămuța noastră încă două linguri de bulion ca să fie mai roșie carne. Punem și un păhărel de apă să fiarbă un pic. Așa, și o lăsăm să fiarbă acum. Are deja 3 minute.